Se povestește că la începutul timpurilor, când nu exista nici zi, nici noapte, mama soarelui și mama lunii erau foarte bune prietene. Foarte adesea mergeau să se scalde în mare, însoțite de copiilor, care pe vremea aceea erau foarte mici. Soarele și luna se distrau foarte bine jucându-se de sculți pe nisip și înfruntând valurile, în timp ce mamele lor stăteau de vorbă foarte însuflețite. Într-o zi, înainte să se întoarcă acasă, în timp ce mamele lor se schimbau, luna care era foarte curioasă începu să le observe. Soarele, în schimb, se dovedi mai discret și preferă să se uite în altă parte ca să respecte intimitatea celor două femei. Firește, Mamele care întotdeauna își dau seama de toate, remarcară atitudinea diferită a celor doi copii. Ajungând acasă, mama soarelui îi spuse fiului ei: Soare, sunt mândră de tine! Drept răsplată că nu te-ai uitat unde nu trebuia, o să-ți fac un dar. Când o să crești, nimeni nu o să te poată privi în față. Cine va încerca? Va fi orbit de lumina ta care îi va vătăma ochii. În același moment, acasă, la lună, mama ei o certa sever. Fica mea, mi-e rușine cu tine. Ești o fetiță curioasă și nerușinată. Nu se poate. Drept pedeapsă pentru comportamentul tău urât, când o să crești, toți oamenii și animalele de pe pământ te vor putea privi fără a suferi nici cel mai mic rău. Căci reflexia ta va fi palidă și nu le vei deranja ochii. Și, într-adevăr, când crescură soarele și luna, dorințele mamelor lor se îndepliniră. De aceea, nimeni nu poate să privească direct spre soare. De aceea, toți pot privi fața lunii. Și atât soarele cât și luna sunt mulțumiți de soarta lor. Fiindcă soarele e timid și nu-i place să fie privit în timp ce luna e nerușinată și adoră să fie privită și să se îndrăgostească toți de ea.